Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Panoramic. Dragi telespectatori, ca de fiecare dată, vom discuta și în această seară cele mai importante chestiuni cu care se confruntă România în momentul vorbirii. Chestiuni extrem de importante, care ne vizează pe noi toți românii. Vom discuta în această seară despre proiectul de buget pe care și-l va asuma Guvernul României. Astăzi, având loc ședința Guvernului pentru a discuta bugetul pe 2024. Vom discuta și despre investițiile majore care ni se promit în 2024, pentru că vorbim de foarte mulți bani care ar urma să vină la noi în țară pentru a continua sau pentru a da drumul la noi investiții, fie că vorbim de investiții în infrastructura rutieră, în sănătate, în educație și așa mai departe. Vom discuta ce se întâmplă și la noi la Gorj, pentru că ni se promite un drum expres care este extrem de important pentru județul și pentru bunăstarea județului și dezvoltarea județului Gorj, dar și multe alte investiții care ar urma să demareze în perioada imediat următoare. Discutăm și politică și cum se situează Partidul Social Democrat în sondajele ISCOP la nivel național. Toate aceste subiecte, dar și multe altele, cu invitatul meu din această seară, domnul senator al Partidului Social Democrat, domnul Cristian Rujan. Bună seara, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație. Haideți să începem cu sondajele ISCOP, care vă plasează în topul preferințelor alegătorilor pentru alegerile din 2024. Un an foarte important pentru politica din România 2024. Sigur, este un an foarte important, având în vedere că sunt comasate în lăuntrul său temporal patru rânduri de alegeri, patru scrutinuri importante și care vor defini coordonatele politice atât la nivel european, prin intermediul alegerilor europarlamentare, dar și configurația politică la nivelul OAT-urilor din România, în administrațiile locale, respectiv în Parlamentul României și, nu în ultimul rând, va fi dat noul președinte al României. Din această perspectivă, este un an foarte important, este un an plin de dinamică, de energie, de implicare, pentru că vor fi, bineînțeles, patru precampanii și patru perioade de campanie electorală și vom fi angrenați în acest proces de prezentare atât a realizărilor făcute în perioada cât am fost la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal, dar și acele perspective de dezvoltare la nivel național și respectiv la nivelul județului Gorj în ceea ce mă privește și ne privește pe noi gorjeni. Cum vi se par sondajele ISCOP? Cifrele se, sunt corelate la ce vedeți dumneavoastră în teritoriu? Sigur, un sondaj întotdeauna arată o fotografie, să spunem cu ghilimele de rigoare, de moment, pentru că sunt eșantioane realizate pe, să spunem, sau raportate la un număr ideal de votanți, numai că aceste procente, la momentul exercitării dreptului legal de vot, la scrutinul propriu-zis, pot să oscileze în raport cu participanții la acțiunea de exprimare a votului. În momentul acesta noi stăm, Partidul Social Democrat, zic eu, foarte bine în sondajele de opinie. Important este că suntem peste 30% din preferințele românilor, deși a fost o perioadă foarte grea, cu foarte multe perspective, eu știu, de provocare, având în vedere efectele crizelor multiple care au fost stratificate în perioada anterioară și care au produs efecte și în acest
și produc în continuare efecte, este vorba de modalitățile, măsurile puse la dispoziție după intrarea la guvernare a Partidului Social Democrat pentru echilibrarea economiei românești, pentru echilibrare financiară, pentru realizarea unor măsuri fiscale. Este un proces care va continua în vederea estompării acelor pierderi de la bugetul de stat generate de economia gri, de evaziunea fiscală. Și, bineînțeles, a fost o perioadă dificilă pentru că Partidul Social Democrat, pe lângă aceste aspecte de susținere a celor care sunt circumscriși în ceea ce reprezintă, să spunem, economia națională în ansamblu și mediul economic, agenții economici, dar și sistemul bancar, toți actorii din această plajă economică. Iar pe de altă parte, sigur, altă provocare importantă a fost a găsi cele mai bune măsuri pentru a pune în operă acele deziderate asumate de Partidul Social Democrat din latura de protecție socială, de creșteri de pensii și de salarii, pentru a fi un echilibru între aspecte stimulatorii, pe de o parte, de generare de bani la buget și, pe de altă parte, de ajutor dat cetățenilor românilor în ansamblu, care, bineînțeles, nu trebuie să, sau trebuie să perceapă cât mai puțin șocurile acestor crize suprapuse, criza la început, criza sanitară, apoi criza economică, criză geostrategică, dacă vreți, toate acestea influențând la nivelul mapamondului toate piețele economice, toate piețele de capital, tot ceea ce înseamnă extracție și producție, extracție de materii prime și producție pe baza acestora. S-a dat un pic peste cap, au fost dezechilibre mondiale care ne-au afectat în fel și pe noi. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care primul ministru Marcel Ciolacu a reușit să fie, pe de o parte, într-o comunicare foarte bună cu partenerii de coaliție și, pe de altă parte, să vină cu măsuri, cu propuneri concrete și sustenabile pentru a genera acest factor pozitiv de reechilibrare economică a României. Discutați dumneavoastră despre creșterile pensiilor și ne aducem cu toții aminte că a fost nu neapărat un întreg scandal, dar a fost un subiect extrem de dezbătut la nivel de coaliție și cumva v-ați asumat. Partidul Social Democrat și-a asumat legea pensiilor cu indexarea pensiilor din ianuarie 2024, o creștere nu foarte mare, dar o creștere, urmând ca din septembrie 2024, sper că nu greșesc, pensionarii să mai primească ceva bani în plus. Are România suficient de mulți bani încât să suporte aceste creșteri ale pensiilor? Sigur că da. Este un subiect lansat pe toate modalitățile de comunicare de aceia care sunt, sau mă rog, au pus România într-o stare de dificultate prin realizarea PNRR-ului, unde era o limită de creștere sau, mă rog, o limită procentuală din produsul intern brut care bloca practic pe 10 de ani creșterea pensiilor. Iată că așa cum ne-am asumat, am reușit să renegociem acest aspect la Bruxelles și să putem, pasul următor, să ne ținem de promisiune în sensul de a aduce pensiile într-o zonă de echitate socială, pentru că erau foarte multe dezechilibre între persoane care au lucrat în același loc de muncă, dar în perioade diferite, același număr de ani, și erau dezechilibri pe cuantumul pensiilor. Și atunci, având în vedere un set de principii foarte bine structurat prin stimularea celor care au lucrat peste perioada standard necesară de 25 de ani, stagiul de cotizare, să poată să primească anumite bonusuri și, bineînțeles, să nu
fie la același nivel cu cei care au lucrat doar 25 de ani, pentru că au fost sesizate multe mii sau zeci de mii, sute de mii de astfel de inadvertențe de aplicare generate de cuantumul punctului de pensie care varia în raport de anumiți item. Și atunci, pe de-o parte, există o lege care este în acest moment în vigoare și care echilibrează, sigur, probabil că prin aplicarea ei vom putea vedea întreg setul de efecte juridice pe care le va genera în procedurile de aplicare concretă de calcul, dar toate simulările care au fost făcute la nivelul Casei Naționale de Pensii, la nivelul Ministerului Muncii, așa cum spunea și doamna ministru Bucura, au fost pozitive, semnalând faptul că pe viitor ar putea să fie inechități în continuare. Pe de altă parte, sigur că nu se putea lua o astfel de măsură dacă nu erau făcute anterior calcule concrete pe susținerea financiară acestor măriri la 1 ianuarie și respectiv la 1 septembrie. În acest moment, proiectul legii bugetului, care chiar astăzi a fost trecut prin Guvernul României, asigură finanțarea integrală. Doar 20 de miliarde sunt subvenție de la bugetul de stat, din totalul, cred, de 175 sau 195, n-aș vrea să spun o inexactitate, de miliarde necesare pentru a susține aceste creșteri, ceea ce înseamnă că este, să zicem, 90%, poate mai mult, în momentul acesta, este, se bazează pe bugetul de asigurări sociale de stat și doar o mică parte este susținută de la bugetul statului. Oricum, este foarte bine, repet, pentru că oamenii au nevoie de aceste creșteri, au nevoie să fie satisfăcuți și din punct de vedere emoțional. Am întâlnit foarte multe persoane și în județul Gorj, dar și în restul țării, care erau supărați pentru că au lucrat poate 45 de ani și aveau quantumul pensiei relativ egal cu o persoană care a lucrat 30 de ani. Orice 15 ani diferență, sigur, pentru că au lucrat în perioade diferite de timp și punctul se raporta, repet, la un salariu mediu sau minim pe economie. Au fost multe fluctuații de legislație care au bulversat ușor sistemul de aplicare al și de echitate. A afectat, de fapt, principiul echității din acest punct era de vedere. Era nevoie de o astfel de lege unitară și era nevoie și de această creștere, pentru că știm cu toții, pensia minimă garantată de către stat este de 1125 de lei, o sumă de-a dreptul ridicolă. Chiar și cu aceste mici creșteri, pe oamenii ajută foarte mult. 100 și ceva de lei pentru ei este mănăcerească, trebuie să recunoaștem acest aspect. Îi ajută mai mult pe cei care au lucrat mai mult. Adică se merge pe o progresie corectă și pe înțelesul tuturor. Până la 25 de ani este o sumă, după 25 de ani tot ce se lucrează în plus, sigur, adaugă în mod substanțial la pensie. Sunteți mulțumiți așadar de actuala lege a pensiilor? Da, eu zic că este o lege foarte bună și care, după momentul 1 septembrie 2024, veți vedea, poate și mai devreme, pentru că recalculările se vor face începând cu 1 ianuarie, prin prima ajustare, în sens pozitiv, am folosit cuvântul ajustare care putea avea conotații negative, prin prima mărire, să spunem, de pensie. După aceea, începând cu luna mai, cred că deja vor fi primele decizii de recalculare aduse la cunoștința beneficiarilor și astfel vor seziza fiecare în parte că au o creștere substanțială în raport cu numărul de ani lucrați, evident.
Că tot vorbim de creșteri, vreau să discutăm, da, foarte pe scurt, despre 5% pentru bugetari, excluzând demnitarii. De la 1 ianuarie se va lua această măsură de a crește salariile bugetarilor cu 5%. Vine în contextul grevelor din diferite sisteme? Nu știu dacă toți bugetarii intră în această categorie de creștere. Erau discuții legate de unele mări pe anumite categorii de bugetari. Sigur, poate avea o acoperire 5% dacă vorbim la nivel de principiu, pentru că întotdeauna trebuie să statul român să se îngrijească de faptul că nu scade puterea de cumpărare a oamenilor, indiferent din ce zonă vin, că sunt bugetari sau privat, și că poate să stimuleze prin acoperirea inflației din anul respectiv printr-o creștere minimală. În ceea ce privește situația celor care lucrează în administrație publică locală, acest lucru era necesar întrucât primarii, mai ales primarii din categorii de primării de, să spunem, nivel B și C, mai ales C, cele mai mici comune, până la momentul în care se va face acea sistematizare administrativă pe care toată lumea o clamează și o dorește, poate, aceștia sunt cumva vitregiți de faptul că au salarii extrem de mici și trebuie să acopere foarte multe activități pe care altfel un aparat mai stufos sau un aparat echilibrat, să-i spunem, în alte oateri poate să facă față provocărilor. Sunt foarte multe legi în România care condiționează unele activități de existența unor posturi în schema organizatorică a unui OAT. Dar în județul Gorj sunt foarte multe care au între 10 și 13 angajați și trebuie să aibă și pe partea de intervenții pentru situații de urgență și pentru, eu știu, audit și pe juridic și, din păcate, nu sunt foarte mulți absolvenți sau doritori, în general, profesionalizați într-un domeniu care să-și dorească să lucreze la primării de categoria C, acestea fiind, mai ales dacă sunt poziționate în extremitățile unui județ. Și lipsa resurselor umane adecvate necesităților, sigur că atunci primarii suplinesc această incapacitate administrativă prin acțiunile și dinamica proprie și salariile au rămas în, să spunem, nemărite din anul 2017. Aceasta fiind, să zic eu, o justificare temeinică și corectă pentru mărirea salariilor la primari și a angajaților din acele primării unde, nefiind motivați, nu se duc nici măcar tinerii absolvenți. Da, din păcate primarii se plâng de lipsa forței de muncă pentru că nimeni nu mai dorește să-l mai muncească în primării pe actualele venituri, dar poate printr-o astfel de măsură reuși să stimulați mai ales tinerii care au terminat studii de specialitate să se îndrepte spre o astfel de carieră. Domnule senator, vreau să discutăm chestiuni care se întâmplă. Nu putem să închidem ochii. Ați fost acuzați de colegii din coaliție de lipsă de acțiune în Parlamentul României, că vorbim de Senat, că vorbim de... Și aș vrea să ne spuneți punctual inițiativele legislative, proiectele pe care PSD-ul și le-a propus sau le-a înaintat spre dezbatere pentru bunăstarea noastră, a României. Pentru că am văzut schimbul de replici dintre PSD și PNL, fiind acuzați că ba de multe ori că vă opuneți inițiativelor celor din PNL. Și știu că... Nu, să știți că... De obicei adevărul este la mijloc. Da, tocmai de asta aș insista pe să discutăm pe aspecte care nu sunt, să spunem,
augmentat în sens negativ. Tocmai de asta aș vrea să ne spuneți dumneavoastră proiectele, inițiativele depuse de PSD. Sunt foarte multe proiecte la nivelul, să spunem, grupurilor parlamentare, sute, poate, dar sute cu certitudine, care acoperă diverse domenii de activitate. De la partea de piață de energie nucleară, hidro și cea pe bază de combustibil fosil, cărbune și așa mai departe, unde am avut și inițiative PSD și inițiative comune cu PNL, pentru că sistemul energetic și cetățenii beneficiari ai acestei energii electrice, și nu numai, și pentru furnizorii de gaze naturale să nu suferă plătind sume foarte mari, cum bine știți, s-au luat măsuri în acest sens, au fost benefice. Bineînțeles că au fost de foarte multe ori armonizări de opinie. E firesc ca în cadrul coaliției între PSD și PNL să fie nuanțări de abordare a unor problematici pe domenii de activitate. Dar, până la urmă, cu argumente și cu explicații, cu justificări, cu calcule concrete, se ajunge la un compromis, fiecare dintre părți ajungând la concluzia că poate fi, sau ideile pot fi integrate într-un pachet comun și au fost pe diverse domenii, pe partea de sănătate, pe partea de dezvoltare, infrastructurii rutiere, de canalizare, de apă, de gaze, pe Anghel Salini. A fost o armonie în acest sens, nu ați auzit discuții pe partea de finanțare pe proiectul Anghel Salini. De asemenea, având în vedere aspectele investiționale, nu s-au întâmplat coliziuni, să spunem, de opinie în ceea ce privește finanțările unor proiecte pe Compania Națională de Investiții. În ceea ce privește PNRR-ul, din păcate, fiind prost constituit din punct de vedere al arhitecturii finanțărilor de acolo, unde au fost disproporționate aici, zona noastră, care include și județul Gorj, a fost văduvită, de exemplu, de o finanțare pentru spitale în zona Olteniei, majoritatea finanțărilor gândite de fostul ministru Ghinea, care a fost un element negativ total pentru România în ansamblu, a dus finanțările preponderent în zona intracarpatică, adică spre Ardeal, spre Transilvania. Aici, colo, punem câte o finanțare și în Oltenia, ca să nu pară că Oltenia n-ar exista deloc. Și atunci, sigur că în modul în care se va aplica au fost discuții și s-a căzut de acord. Sunt, de exemplu, divergențe manifestate și public în ceea ce privește aspecte legate de cota de impozitare. Aici, da, sunt viziuni diferite. Viziunea liberală este că trebuie să fie cotă unică, iar viziunea Partidului Social Democrat este faptul că această cotă trebuie să fie progresivă în raport de nivelul de venit pe care îl are fiecare persoană fizică și respectiv persoană juridică. Colegii liberali, în schimb, sunt într-o ușoară eroare, pentru că într-un anume fel și acum este o cotă diferențiată. Nu avem o cotă unică, pentru că s-au mai făcut unele facilități pentru a da un balon de oxigen agenților economici și atunci pe anumite tipuri, pe anumite domenii, pe anumite tipuri de activitate sau pe anumite produse, cum ar fi cele alimentare, a fost scăzută cota de impozitare. Acum, concluziv, sigur că mai sunt unele divergențe, mai sunt unele nemulțumiri, unele sunt expuse în spațiu public, într-un mod efervescent, poate exagerat. Dar majoritatea se discută în cadrul coaliției de guvernare. Acolo se întâlnesc factorii decidenți din reprezentanții celor două partide și
discută absolut fiecare aspect, fiecare proiect de lege important pentru România. Altfel, legislația sau proiectele legislative depuse de Partidul Social Democrat sunt cu miile. Adică în fiecare săptămână sunt înregistrate, pentru că există, pe de o parte, dinamica societății și trebuie reglementată. Și vă dau un exemplu care va urma în următoarea perioadă, ca reglementare va fi o necesitate stringentă să reglementăm și noi, cum ar fi inteligența artificială. Dinamica societății ne-a dus în situația în care noi va trebui să reglementăm la nivelul statului român, la nivel european, deja unele state au făcut primele demersuri în acest sens, să reglementăm această problemă, să știm unde sunt limitele. De asemenea, partea neagră și urâtă a traficului de droguri ne-a arătat că trebuie să venim cu ajustări, cu completări și cu modificări de legislație penală și nu numai în vederea combaterii și diminuării traficului de droguri, pentru că observăm ce efecte majore sunt asupra societății. De asemenea, viața ne-a demonstrat că există o necesitate de modificare în domeniul jocurilor de noroc, care au luat o amploare senzațională. Și aici și noi și colegii din coaliție am căzut de acord pe aspectul ăsta că este de strict oportunitate ca noi să intervenim legislativ. Fie prin mărirea pedepselor, fie prin impunerea unor limite de manifestare pe anumite perimetre, pe anumite zone. Și sunt foarte multe provocări, dar nu numai în acest domeniu. Ne interesează domeniul forestier, domeniul de mediu, unde trebuie reglementat. Ne interesează aspecte legate de reciclarea gunoiului, nu numai cel menajer, care să spunem că în momentul ăsta stă cât de cât în... Avem niște reglementări. Într-un echilibru, să spunem, subțire, într-un echilibru instabil, dacă am putea să spune, raportându-ne la media europeană, vedeți, de procesare și de realizarea acestei protecții a mediului. Dar în România, de exemplu, se procesează haine vechi doar 2%. E o plajă de 98%. Ce să vă spun? În domeniul sanitar, legea care reglementează domeniul sanitar în România și care în titulatura sa are chiar reforma din domeniul sănătății, este de mult timp desuetă și ea are tot suiul de modificări de-a lungul timpului, dar care modificări multiple pot crea dizarmonii de aplicare ulterior, pentru că peticești pe parte și îți dai seama că a produs efecte în cascadă și n-ai previzionat un efect care în sistem generează la rândul său o disfuncție. Acum a fost un domeniu foarte important în dezbatere în ultima perioadă legat de ceea ce înseamnă educația românească. Și legea 199 din 2023, bazată pe un concept, zic eu, doar o lozincă, s-a generat o lege imperfectă din start. Nu știu dacă peste legea 1 pe 2001 sau mai bună decât legea anterioară, probabil că, nu probabil, sigur, în unele situații sunt anumite cosmetizări, sunt anumite adăugiri referitoare la aspecte de reintegrarea cetățenilor români care revin în țară din diaspora după ce au fost un număr de ani la muncă. Ăsta e un aspect pozitiv. Dar în, să zicem, un procent de 50% este similară cu structura principială pe care era fundamentată și legea anterioară. Ori, învățământul românesc, mă scuzați. Adică lucrurile au evoluat din 2001, de când a fost concepută legea 1,
Și atunci, cumva, cred că trebuia adaptată și această lege. Exact cum vorbeați dumneavoastră, societatea evoluează și trebuie să veniți cu reglementări în funcție de evoluția societății. Nu putem să rămânem în 2001. Sigur. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, din aplicarea succesivă a unor legi, nu știu, în agricultură, în cultură, în domeniul industrial, în domeniul mărcilor și invențiilor, nu știu, sunt foarte multe domenii care sunt supuse reglementării. Deci nu stați degeaba. Da? N-ați stat degeaba. Se demonstrează că unele dispoziții sunt desuete, nu mai răspund actualității, că din start au fost carențe încercându-se să se repare prin acte subsecvente, acte normative care în principiu nu pot modifica sau completa legea. Altele au demonstrat că mai mult încurcă. Și, nu știu, vă dau exemplu domeniul inspecției în construcții. A fost o adevărată dezbatere referitoare la noul cod al construcției, sau noua lege a construcțiilor, prin care toate anexele gospodărești și acele clădiri din mediul rural, unde oamenii nu și-au luat autorizații de construire, au făcut un șopru, au făcut o anexă gospodărească, o magazie, și evident că erau într-o semi-legalitate, în sensul că, din punct de vedere fiscal, erau impozitați, pentru că avea posibilitatea primăria, conform legii, să vină să măsoare cât este acea construcție și să o impună în partea de impozite și taxe locale. Însă, ei niciodată nu ar fi putut să o înscrie în cartea funciară ca un bun imobil ținut într-o fundație. Și atunci, legea trebuie să se adapteze. Avem, nu știu, poate 2 milioane, 3 milioane de situații foarte de genul ăsta. Foarte multe situații de genul acesta. Și în mediul rural, și în mediul urban. Adică da. Se ne confruntăm la nivel de țară cu foarte și multe atunci, situații. Și atunci, legislația vine să spună cam așa. În condițiile în care este doar pe parter, se constată că este o anexă sau chiar o casă micuță unde nu are structuri mari de rezistență și este într-o formă, să spunem, de realizare de edificare primară, atunci pot să fie luate în evidență și să fie la primărie, evident, fără a fi necesar eliberarea unei autorizații de construcție, unde să fie necesar în prealabil un certificat de urbanism cu avize și acorduri de la toate celelalte instituții, ISU, furnizorul de gaze, de curent electric și așa mai departe. Sau o toaletă în curte. Până acum era necesară autorizarea sau refacerea gardului care delimitează proprietatea. Știți? O multitudine de domenii în care se intervine în fiecare săptămână în domeniul legislativ și cea mai multă muncă în Parlamentul României, care din păcate nu se vede la nivelul cetățenilor, este studiul individual pe care îl faci acasă și în cabinetul parlamentar și întâlnirile cu oamenii, apoi activitatea din cadrul grupului parlamentar din care faci parte pentru a prezenta ideile tale, acele proiecte de acte normative propuse, pentru a înțelege toți colegii și a susține acel proiect de act normativ și munca din comisiile de specialitate în care activează fiecare parlamentar, unde de asemenea sunt puse cap la cap amendamente pentru a încerca să generăm texte cu cât mai mare acuratețe și... Să fie foarte clare, să nu mai existe loc de interpretări asupra da. Legii. Vreau să ne întoarcem la Gorj și astăzi... A fost emis un comunicat de presă prin care anunțați venirea a alți doi primari PNL către formațiunea din care și dumneavoastră faceți parte. Este vorba despre primarul de la Dănciulești și primarul de la Țânțăreni, zic bine? Da, da. Câți ați strâns până acum? Care este numărul de primari PNL care au dat fuga către PSD? Eu aș sublinia faptul că noi nu ne-am propus, noi, Partidul Social Democrat, Organizația Gorj, nu ne-am propus să racolăm, nu ne-am propus să strângem. Pur și simplu avem ușa deschisă. Nici nu-i refuzați, adică dacă vor să vină la asta dumneavoastră, să vă spun. Da. Avem ușa deschisă și în condițiile în care domniile lor doresc să vină
în echipa noastră, bineînțeles că noi nu închidem ușa nas la nimeni, ci dimpotrivă acordăm ca și până acum susținerea tuturor primarilor din județul Gorj, fără nicio problemă de cromatică politică, îi sprijinim pentru orice proiect necondiționat. Sigur, dacă ei vor să își manifeste pe viitor această aderare la Partidul Social Democrat, noi îi primim cu drag și vor fi candidații noștri, fără a încerca să lezăm partenerii de guvernare. În același fel, pot fi situații în care să fie o translație și inversă la unii primari care sunt... A existat și asta. Care se consideră compatibil cu o anumită echipă. Dacă primarii văd în noi o echipă sudată, în armonie, cu seriozitate și cu sprijin față de orice proiect pentru comunitățile locale. Că până la urmă nu sprijinim primarul, respectiv sprijinim comunitatea locală reprezentată de acel primar care este în slujba cetățenilor. Și pentru proiectele concrete cu care acei primari din județul Gorj, primarii toți, nu contează culoarea politică, vin către noi pentru sprijin, fie cu privire la anumite, să spunem, discuții, conexiuni în demersul lor de a iniția și a promova și au sprijin total. De asta vă spun că cei doi primari și-au manifestat dorința să vină alături de noi și noi am primit cu drag. Domnule senator, știe că primarii merg acolo unde știu că pot obține susținere și pot obține proiecte pentru comunitate, pentru că de asta sunt. Vă garantează cumva numărul de primari care doresc să treacă și să candideze în 2024 din partea social-democraților, vă garantează cumva că veți rămâne la guvernare și după viitoarele alegeri? Primarii sunt foarte importanți. Primarii sunt practic în legătură nemijlocită cu cetățenii din comunele pe care le guvernează. Și au o relație specială, cotidiană cu acești oameni. Sigur că sunt factori care pot să prezinte într-o lumină favorabilă o echipă politică. La nivel național și vorbim de principiu, nu contează că e vorba de PSD, de PNL sau alte partide politice. Au o foarte mare importanță din punct de vedere electoral. Sigur că o echipă numeroasă de primari, responsabili, care au avut o relație foarte bună cu cetățenii din OAT-ul lor, îți asigură garanția că rezultatul va fi cel scontat, unul pozitiv. Nu putem să știm în acest moment ce se va întâmpla ca și rezultat final. Cert este că Partidul Social Democrat, cel puțin în județul Gorj și la nivel național, va fi pe primul loc și va câștiga alegerile având majorități confortabile în ceea ce înseamnă majoritatea comunelor din județul Gorj, Consiliul Județean și la cele două municipii și restul orașelor nu mai discutăm, dar și la cele două municipii din județul Gorj vom avea și primar și majoritate în Consiliul Local. Ăsta este obiectivul nostru și așa se va întâmpla la o diferență considerabilă și importantă față de cel de-al doilea partid politic la nivelul Gorjului. Dacă discutăm... Să știu dacă mai este cel de-al doilea partid, că vedem sondajele apărute, Aurul se... Tocmai de asta am spus, cel de-al doilea partid și n-am spus PNL-ul. Ei, puteam să spun PNL-ul sau puteam să spun Aurul. Vedem între ele care va fi al doilea pe Gorj, nu știm în acest moment. În ceea ce privește nivelul național, este foarte clar că Partidul Social Democrat va avea în toamna, în începutul de iarnă anului viitor, va avea președintele României, va da președintele României și în Parlament, evident, nu singur, dar vom avea primul loc și vom fi invitați, noi cei de la PSD, să formăm guvernul, evident, într-o coaliție, pentru că este, zic eu, foarte greu, dacă nu imposibil, ca un partid politic în asemenea circumstanțe,
mondiale, economice, să poată să ajungă fără a se eroda la o majoritate de 50 plus 1. Aș avea două întrebări. O să încep cu aceasta legată de coaliție. Veți păstra coaliția cu PNL-ul sau vă reorientați? Au existat supoziții că v-ați orientat și către cei de la AUR dacă vor obține un număr favorabil în Parlamentul României la alegerile din 2024. Da, vă spun opinia mea, nu, nu opinia Partidului Social Democrat, pentru că n-au existat discuții de această manieră, dar vă spun doar părerea mea. Ideea este că noi am pornit la drum alături de Partidul Național Liberal în această coaliție, mergând pe ideea unei stabilități a României. Și odată asumată această perspectivă, indiferent de rezultatul din următorul an electoral, noi vom fi cei care vom susține în continuare acest aspect de stabilitate asumat și din punct de vedere, să spunem, scriptic, prin acordul semnat, dar mai mult decât atât, prin manifestarea reciprocă în cadrul coaliției. Ceea ce constatați dumneavoastră în anumite ieșiri, mai ales în ceea ce privește unii membrii PNL, arată doar o frustrare individuală a acestora, care probabil că nu pot să-și impună punctul de vedere în propriul lor partid și mai departe ca punctul lor de vedere asumat în cadrul propriul lor partid să fie prezentat în cadrul coaliției. Și atunci, sigur că, vă dau exemplu, Gareș Bogdan, dacă vreți, sau ambasadorul Muraru de la Washington, care au avut de foarte multe ori ieșiri emoționale, de dezechilibru psihoemoțional în raport cu o situație dată. La o anumită anvergură, într-un anumit context, având în vedere un parteneriat. Dar unde... n-a fost vocea partidului, adică și-au exprimat cumva opiniile, dar neasumate de șeful partidului. Sigur că da, pe asta vă spun. Da, există și posibilitatea ca PNL-ul în 2024, dacă pierde alegerile, domnul Ciucă să nu mai fie șeful PNL-ului. Și atunci, existând această bună înțelegere între domnul Ciolacu și domnul Ciucă, să nu mai rezonați. Știți cum este? Nu cred că Partidul Național Liberal stă doar în domnul președinte al Senatului, domnul Nicolae Ciucă. Cred că acolo sunt oamenii care au capacitatea rațională și pragmatică de a înțelege lucrurile în politică și de a face posibilă crearea unei majorități. Păi poate vine Rareș Bogdan. Bun, e posibilă și ipoteza expusă de dumneavoastră, însă într-o asemenea situație, Partidul Social Democrat va fi cel care va avea prima opțiune să formeze guvernul, în mod firesc, și atunci, având această abordare, e clar că își doresc mai degrabă să rămână în opoziție. PSD-ul la acel moment, în viitor, dar discutăm strict ipotetic și legat cumva de hazardul politic, Partidul Social Democrat va găsi, pe de-o parte, modalitățile de persuasare a liberalilor să vină, să revină în zona de echilibru asumat anterior, ca și set de principii și valori asumate în comun și nu doar de explozii emoționale și de raportare la un trecut istoric fundamentat pe un slogan care nu mai poate fi actual fără a intra în zona de naționalism exagerat. Și atunci, sigur că nerespunzând nici acestor solicitări raționale și pragmatice ale Partidului Social Democrat, probabil că vom găsi o altă variantă, o altă coaliție posibilă. Și aș mai avea o ultimă întrebare, pentru că ne presează foarte tare și timpul. Înțeleg că nu aveți emoții nici pentru prezidențiale, în contextul în care ar exista o posibilă candidatură a lui Mircea Joană pentru funcția de președinte, iar sondajele îi sunt favorabile. Da, aici e o chestiune de mare, mare relativitate. Sondajele de opinie pe care le-am văzut și eu, în care se prezintă nivelul cumva de încredere, de percepție generală despre o persoană sau alta,
indică într-adevăr că domnul Joană este văzut de românii într-o oarecare lumină pozitivă. Dar în momentul în care românul este întrebat concret, chiar și într-un sondaj de opinie, dacă îl votează pe X sau pe Y, atunci lucrurile se schimbă. Una este să apreciezi pe cineva printr-un filtru general al percepției și alta este să ți-l imaginezi pe acel pe care urmează să-l votezi făcând față unor provocări ulterioare dacă are capacitatea, în opinia ta, să facă față din toate punctele de vedere. Pentru că altfel am putea socoti faptul că o somitate, să spunem, din România, nu știu, luăm orice academician în discuție, academician român, ar putea, pe o percepție generală, să aibă o favorabilitate din partea electoratului, dar e o chestiune de principiu. Nu cred că după aceea electoratul vede pe acel academician somitate în domeniul său de activitate ca făcând față unor provocări de genul, eu știu, politico-administrativ și de relaționare internațională suficiente pentru a fi un președinte bun. Revenind acolo la întrebarea dumneavoastră concretă, eu cred că este de vreme să spunem cu ce candidat mergem. Eu cred că Partidul Social Democrat va avea cel mai bun candidat dintre toți pentru scrutinul prezidențial și vom câștiga această demnitate, cea mai mare demnitate, cu cea mai mare legitimitate în România. Și aș vrea să conchid și eu prin a-l cita pe domnul premier, care a spus că să candideze, are și experiență, a mai fost vreme de câteva ore președintele României referitor la domnul Joan. Mi s-a părut ironia supremă a domnului Marcel Ciolacu. Vă mulțumesc, domnule senator, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vă aștept și cu altă ocazie, pentru că ne-am întins foarte mult la vorbă legat de legislație, legat de proiecte la nivel național și am discutat foarte puțin fix de ce ne interesa pe noi, de drumul expres și de toate proiectele și de banii care ar urma să vină în 2024 la noi, la Gorj, pentru dezvoltarea acestui frumos județ, dar cu promisiunea că veniți și în altă emisiune, o să le discutăm și pe acestea. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă revedere, vă urez toate bune!